Salutare abonații mei, specialii mei, sufletul meu, sufletul acestui canal, abonații mei perfecți. Astăzi avem de făcut vlogul abonaților. Astăzi este duminică și avem de făcut, ca de obicei, așa cum v-am promis, vlogul abonaților. Deci, în fiecare duminică voi face vlogul abonaților. Chiar dacă voi mai filma 4, 5, 6, 10 vloguri și experimente, duminica e vlogul vostru, al abonaților, unde eu voi suna abonați. Așa cum v-am promis, în fiecare vineri am să pun o postare în care voi veți comenta cu vreau să mă suni pe Messenger. Deci, doar la postarea de vineri, nu la postările din alte zile. Așa, la ora actuală, la această postare, dacă vă uitați, avem 93 de comentarii. Da? 93. Ia să vedem dacă se vede. Ar trebui să se vadă, da? Deci 93 de comentarii. Dăm la comentarii, iar pe cei care i-am sunat data trecută nu îi voi mai suna și nu îi voi mai suna niciodată pentru că așteaptă foarte mulți abonați la rând. Deci, Nicușor Iliuță. După cum vedeți, pe Nicușor Iliuță îi dăm aici o confirmare, un mesaj și îl vom suna. Chiar mi-a lăsat mesaj, te rog să mă suni și pe mine, dar eu nu țin cont de acel mesaj și îl voi suna. Alo, ai răspuns, a? Uite, fac programul, dar de ce nu poți să aprinzi și tu lumina mai tare, că nu se vede bine? Hai repede, că nu avem timp la dispoziție. Ok. Nu prea pot. Da, nu prea se vede bine, se vede la cameră. Hai, transmite-le ceva, pentru că ai fost ales, ești numărul 1. Transmite-le ceva abonaților care se uită la tine acum și spune ceva despre canal. Hai. Să vă abonați la profesorul expert, face o treabă foarte bună. Și de unde ești? Din Băcoi. Din Băicoi? Da. Bravo. Te pupăm și să fii alături de noi, da? Da. Deci, numărul 1 a răspuns direct. S-au învățat abonații să răspundă pentru că știu că acum îi așteaptă cineva la capătul celălalt. Ia să vedem. Trebuie să-i confirmăm și lui. Așa. Cererea de prietenie. Băgăm un mesaj. El e din Pitești. După cum vedeți, îl sunăm, se vede și camera. Îl sunăm să vedem dacă răspunde. Hai, să fii tu primul care nu răspunzi. Oh, din păcate nu a putut răspunde. Mihai Mădălin, îl trecem la nerăspunși. Daniel O.G. Daniel O.G. Îl sunăm și pe el cu cameră. Oh, a răspuns. Bine că ai răspuns, bossule, ne auzi? Da. Ok, hai de pe jor, ești al doilea care a răspuns, am mai avut pe cineva care nu a răspuns, fac vlogul ăsta mai târziu pentru că am avut niște probleme. Spune-le ceva abonaților despre canal și salute și spune-le de unde ești. În primul rând vreau să vă abonați foarte, să ajungă profesorul expert până la 1 milion. De abonați. Sunt din Ploiești și atât. Ți se pare că sunt singurul care face așa ceva cu abonații în fiecare duminică, nu? Da. Ok, salut abonații și să urmărești vlogul. O să te urmăresc. Hai, te pup. Vă salut. Pa, pa. De unde ai zis că ești? Din Ploiești. Din Ploiești, te salutăm. Ia să-l sunăm pe Florin Barb. Răspunzi, mă? A, ne pare rău, domnul Florin Barb nu a răspuns. Vom căuta pe altcineva. Ia să vedem dacă răspunde al treilea Teodor Babi. Ia să vedem. Răspuns sau nu răspunzi? Make our day. Ne pare rău? Teodor Babi, it's not reachable. Să vedem Claudiu Mihaela VP. De fapt e Claudiu Mihale VP. Claudiu Mihale. Ne pare rău, nici Claudiu Mihale nu a vrut să răspundă. Vom căuta pe altcineva. Să sunăm pe Tavi JRR. Salut! Salut, ai răspuns până la urmă, era să-ți o iei? Da. Da, salut, bossule. Ok, tu ești numărul 3. Ești numărul 3. De unde ești tu? Sunt din Hârșova. Ok, Tavi. Și vreau să le spun abonaților să se aboneze la profesorul expert, pentru că postează cele mai tari filmulețe. Ai mai văzut vreun YouTuber să facă așa ceva pentru abonații lui, adică ziua de duminică? E ziua voastră, da? Eu așa am hotărât. Adică vlogul vostru e duminica, care vă sunt pe 10 abonați. E ok? Ce părere ai? N-am mai văzut la niciun YouTuber să facă așa. Dar la tine am văzut.
Ok, te pupăm, salut și să urmărești vlogul, da? Pa, pa. Vlogul, da? Da. Salut, salut. Ce bine, îmi pare că am mai răspuns încă un abonat. Îmi pare rău când nu răspund atâția. Să mai sunăm pe Iulian Tamaga. Hai să-l punem aici. Oh, salut! Salut. Ce faci, mă? Ce să fac, domnul profesor expert? Bine! Ai fost pe fază, uite, ești al patrulea, te notăm aici. Ești în direct cu noi. Eu sunt pe videoclip, deja? Da. Da, da, da. Uite, acum filmez și peste vreo oră, o oră jumate te vezi pe YouTube. Așa. Vreau să spun și eu ceva? Rapid, hai. Un videoclip? Da, da. Oameni buni, să vă abonați la Profesor Expert. E cel mai tare. Face niște videoclipuri foarte bune. Să vă abonați. De unde ești? Din Pitești la Bradu, la Geamăna. Ce părere ai? Ai mai văzut pe undeva vlogul de astăzi pe care eu îl dedic vouă în fiecare duminică? E ziua abonaților. Ce părere ai? Mai văzut la cineva și crezi că ar mai face așa ceva cineva? Bine, la mine, la Bradu, nu știu dacă sunt câțiva care te uită la tine. N-are nimica, nu e vorba de asta. Ok, salută pe iubiții noștri abonați și ne mai auzim. Hai, salute! Da, salut! Te pupăm, pa, pa! Încă un abonat care a răspuns. Hai să-l sunăm pe David S. Andrei. Ia să vedem dacă răspunde. Oh, ne pare rău. Mai avem încă unul care nu a răspuns. Ștefan Ceauș. Pe el nu l-a mai sunat. Alo? Oh, ai răspuns, Ștefan, ce faci, mă? Alo, da? Așa, ai răspuns, ești în direct aici, o să apar pe vlog. Ești a șasea persoană care răspunde, da? Au fost câțiva da. Care n-au răspuns. De unde ești? Da, Comănești. Ce județ? Bacău. Oh, ok. Eu acolo am copilărit în Bacău. De fapt, acolo mă duceam la țară. Eu stăteam în București și mă duceam la Bacău. Ai auzit de satul Șendrești? Da. E, în Șendrești, acolo, tocmai sus, de la biserică, undeva sus. Acolo am stat eu. Acolo au fost bunicii mei. Da? Da. Foarte da. Fain. Ok, transmite un mesaj. Episodul când o să apară? Episodul apare în seara asta, peste vreo oră, jumate, două. Transmite-le ceva abonaților, spune-le ceva despre canal. Rapid. Abonați-vă la Shari, cel mai tare canal de pe tot YouTube-ul. Face treabă super, să moară Larisa. Să moară Larisa, nu? Shari e pagina de Facebook, canalul e Profesorul Expert. Așa? Profesorul Expert. Așa, boss. Bine, te pupăm și să urmărești vlogul, da? Da. Pa, salut. Să-l sunăm pe Andrei Răzvan, dar... Se pare că e într-un alt apel telefonic. Îl mai sunăm o dată. Să vedeți că sunt gentleman. Îl dăm pe speaker. Salut, frate. Oh, salut. Vorbeai cu altcineva, este? Da. La fix ai răspuns că vreau să mai încerc o dată. Uite, filmam acum și dacă era, te ardeai. Da, frate. Riscai. Uite, fac emisiunea. Ești persoana numărul 7. Astăzi cred că am să iau 15. Da, astăzi am să iau 15 abonați, pentru că sunt foarte mulți. Știi ceva? Spune-ne de unde ești, repede. Din Dâmbovița, Păstărnacu. Din Păstărnacu, Dâmbovița. Sunt fete frumoase pe acolo? Oh, sunt. Oh, dacă vin pe acolo, dar să nu mă omoare fefi. Glumesc. Nu te omoare, că n-am grijă. Așa. Spune ceva despre canal scurt și după aia salută elefanții noștri. Spune ceva despre canal, părerea ta rapid. Și transmite-le ceva abonaților. Îmi place foarte mult ce faci și chiar admir faptul în care le faci, că unii oameni nu au atât curaj să facă ce faci tu, adică să pune mâna pe șerpi pe ea sau ce mai faci tu, știi? Uite, data viitoare... Mi-a plăcut foarte mult. Păi sunt foarte mulți care mi-au spus chestia asta și data viitoare, vineri, o să postez un vlog, iar duminică tot așa voi încerca și, de fapt, voi suna abonații și o să le... O să-i întreb la telefon dacă ar fi să alegi vlogurile cu aventură care le fac și cu experimente. Ce ar fi să alegi dintre vlogurile astea care le fac eu? Adică să fie vlogul amestecat, o aventură de-asta criminală, să cunoști o reptilă, un experiment? Sau vlogurile, daily vlogurile care le fac majoritatea? Păi, sunt amândouă interesante. Ok, te salutăm, Andrei, și să urmărești vlogul, da? Da, te-am pupat, ai grijă de tine și vezi ce mai faci. Salut.
7. Mai avem încă 3, dar am decis să sunăm 15 pentru că abonații sunt scurți și sunt foarte mulți care vor. Ia să vedem pe cine mai sunăm. Mă iubește, sunt cel mai tare profesor. Ok, hai să-l sunăm pe Messi Mocanu. Răspunde sau nu răspunde? Alo! Ai fost pe fază, boss, bravo! Da, uite, ți-am răspuns și eu! Salut, uite, tocmai filmam vlogul și ești persoana, să notăm aici, numărul 8 care a răspuns. Bravo, bravo! O să mai sun astăzi încă 7 ca să fac 15, pentru că văd că sunt foarte mulți și spune ceva despre canal și de unde ești. Sunt din Timișoara, dar locuiesc în Franța și îmi place foarte mult canalul tău, ești foarte creativ și îmi place că inventezi lucruri noi. Și sunt cel mai mare fanul tău numărul 1 și îmi place foarte mult canalul tău. Îți place? E frumos, cred că o să ajungi la 1000 de abonați. Un milion. Așa. Nicio problemă, te înțeleg, ai și tu mici emoții. Ia spune, ce părere ai despre emisiunea asta care o fac eu în fiecare duminică și anume vlogul abonaților? Îți place? Da, îmi place foarte mult, fiindcă tu l-ai creat și are un sens foarte frumos. Adică țin legătura cu abonații și le arăt că îmi pasă foarte mult față de alții care nici nu le răspund la... Da. Ok. Da. Te pupăm, Messi, și să rămâi alături de noi, să urmărești vlogul și să fii activ. Da? Nicio problemă. Sper să o să ajungi la foarte mulți abonați, la 3, 4, 5 milioane. No, și eu sper, pentru că am o grămadă de experimente criminale. Hai, te pupăm, pa, pa. Ciao, ciao. Hai să-l sunăm pe Andrei Cristi. Alo? Ai fost și tu pe fază, mă, bravo, bravo. Hai că te am băgat pe vlog acum. Salut, pe abonați. Salut, uite, ești persoana, notăm aici numărul 9 care a răspuns. Se pare că ați răspuns mult mai mulți de data asta. Sunteți pe fază, pentru că v-am anunțat data trecută, nu vă anunțasem, nu știați. Da, normal. Ok, de unde ești? În Calafat. N-am înțeles, Calafat? Da. Ok, super. Două cuvinte despre canal. Cel mai tare canal din România, abonaților. Transmite-le ceva abonaților. Să se aboneze pentru că face o treabă extraordinară. Și ce părere ai despre vlogul abonaților care eu îl fac în fiecare duminică? A mai făcut așa ceva cineva? Nu, n-am mai văzut în România și nici în altă țară. Da, nici eu n-am văzut, tocmai de-aia am zis să fac ceva original ca să avem un punct de legătură cu abonații, pentru că ei sunt sufletul canalului, nu? Normal. Ok, te pupăm și să rămâi alături de noi să vizualizezi vlogul. Da. Salut, Andrei, te pupăm. Salut, profesor. Pa. Următorul e Zăbavă Teodor Paul. Îți pare rău sau nu îți pare rău dacă nu răspunzi? Ne pare rău, domnul Zăbavă Teodor Paul. Te trecem la cei care nu au răspuns. Să-l sunăm pe domnul Dan Cristi. Să vedem de unde e asta dacă răspunde. Alo, ai răspuns, ai? Da. Oh, bravo. Uite, te trecem aici. Ești persoana numărul 10. Azi am decis să sunăm 15, deci o să mai sunăm încă 15 abonați. Pentru că vă văd așa de rapizi. De unde ești? Bistrița. Ok, știi că ești live aici, da? Da. Așa, o să urmărești peste vreo oră, jumate, două când postez și o să fie vlogul pe canalul nostru. Ce părere ai despre acest episod care îl fac eu în fiecare duminică și anume vlogul abonaților? Interesant? Da, e foarte interesant. Ai mai văzut pe undeva, pe în țară sau pe în străinătate, așa ceva? Nu. Ok, pune ceva, două cuvinte despre canal și transmite-le ceva abonaților. Canalul tău e cel mai super din România și să se aboneze cât mai multă lume la canalul tău. Au ce vede, nu? Da. Ok, Dan, te pupăm și să urmărești vlogul, da? Da. Să rămâi alături de noi. Pa, pa, pa. Atât de mult îmi place când aud abonații că vorbesc cu mine. Drept dovadă îl sunăm pe Gabriel Barbu. În fiecare duminică, emisiunea asta e a voastră. Vlogul abonaților. Puteam să fac o dată la două săptămâni, o dată la lună. Era ok, dar eu am zis să fac în fiecare duminică. Vreau să fiu foarte activ. Astăzi voi suna 15 abonați. Alo, Gabriel, poți să vorbești mai tare un pic? Da. Nu prea ai semnal. Hai mă, că ești aici, în direct. Trece timpul. Ia zic, cu ei mai ok? Acu e mai ok. Salut, de unde ești? Nu ai semnal. Gata, ok, acum auzi? Acum te aud, asta e, păi hai, bagă-te unde ai semnal. De unde ești? Din București. Oh, bravo, bossule, aproape de mine. Ia zi, îți place această emisiune frumoasă?
de duminică, pe care eu o numesc vlogul abonaților? Însă nu. Ai mai văzut pe undeva, pe la noi, pe București sau pe în străinătate, la vreun vlogger, așa ceva? Da, fiu sincer, nu. Decât cineva care făcea pe live-uri, dar că îi suna pe Skype. Da, știu, asta știu. Dar chestia asta e ceva adusă nou în România de profesorul expert. Pentru că eu nu am mai văzut așa ceva, nu? Da. Fă o descriere mică a canalului și transmite-le ceva abonaților. Păi nu știu, îmi place foarte mult că faci chestii pe care noi nu putem să le facem. Adică eu n-aș putea. Ceva cu viespile? Yes, chef. Și cu focul, cu chestii trestii, a? Da. Îmi promis că nu faci niciodată chestiile astea care le fac eu, da? Da. Nu de alta, dar sunt periculoase. Lasă să facă cineva care e mai expert în așa ceva, da? Ok. Ok, să fii alături de noi, Gabriel. Te pupăm și să urmărești vlogul și să fii activ în continuare pe canale, da? Da, ok. Pa, pa. Următorul este Ionuț. Ionuțel. Bravo, mă, fratele meu, ai răspuns și tu, mă. Normal că a răspuns. Bravo, uite, vezi, tocmai de-aia, azi am, uite, ești numărul 12, am ales, sunt 15 abonați, pentru că ați răspuns foarte mulți, totuși au fost 5 care nu au răspuns. De unde ești? Din Brăila. Din Brăila, bravo, am prieteni în toată țara, chiar în afara țării, mă bucur. Ia spune, ce părere ai despre acest vlog de duminică, care este vlogul vostru al abonaților? Ai mai auzit pe undeva sau ai mai văzut așa ceva? Nu, n-am mai văzut așa ceva. Dacă o să vezi, o să fie preluare de după mine, nu? Da. Spune-ne ceva despre canal și transmite-le ceva abonaților. Să te abonezi la tine, că ești foarte tare. Așa. Fac chestii incredibile. Incredibile și accent frumos ai, ei. Da, așa, n-aveam. Ok. Să rămâi alături de noi, Ionuț, și să urmărești vlogul și să fii activ în continuare, da? Pe Instagram, pe Facebook, da? Da. Te pupăm, salut, pa, da. Pa. Pa. Florin FRX. Hai să sunăm abonații noștri, așa cum am promis. Dacă el răspunde, va fi persoana numărul 13. Alo? No. Vezi că n-ai semnal. N-ai semnal, foarte bun. M-auzi? Da. Ești persoana numărul 13 care a răspuns. Bravo. Să știi că 13 nu e cu ghinion. Mie mi se pare că e cu noroc. E doar o cifră, nu contează. Unde ești, mă, acolo? Nu prea te înțeleg. A, deci asta am vrut să te întreb, de unde ești? Mă auzi? Eu sunt în Cipru. Ești în Cipru acum. Stai în Cipru acum, da? Da. Ok. Spune repede două cuvinte despre canal și transmite-le ceva abonaților. Un canal foarte bun, foarte reușit, îmi place. Baftă cu șerpii tăi. Ce să spun? Like-uri, multe like-uri, mulți abonați. Chestii interesante, îți plac, nu? Dați like și subscribe. Îți place această emisiune de în fiecare duminică care eu am inventat-o, să sună abonații? Da. Emisiunea se numește Vlogul Abonaților, știi, da? Da. Ok. Te salutăm, Florin, spor la treabă și să urmărești, să rămâi în continuare cu noi, să urmărești vlogul peste vreo oră jumate, două, când se încarcă, da? Da. Te salutăm, pa, pa. Da. Am încercat să sun pe Cosmin Stoenescu. Vedeți, dar ceva se întâmplă, adică nu mi-a trimis nici cerere, cum așa trebuia, și nu pot să-l sun. Și nu-l sunam pentru că nu mi-a trimis cerere. Deci, se anulează. Am vrut să sun din nou pe Marian Oprean, dar din păcate nu mi-a trimis cerere. Vedeți? Deci nu mi-a dat să mă urmărească. Așa că se anulează. Să sunăm pe Miron Claudiu Iulian. El mi-a dat cerere, e totul ok? Să vedem dacă răspunde. Dacă ar răspunde, ar fi numărul 14. Oh, ne pare rău, domnul Miron Claudiu Iulian, nu ai răspuns. Ești al șaselea care nu răspunde, ne pare rău, deci totuși v-am anunțat și e 8.43 ceasul, nu cred că e chiar atât de târziu. Ia să vedem, Bobby Nierges, e prieten cu mine, totul ok, să vedem dacă răspunde. Ne pare rău, nici Bobby Nierges nu răspunde. Se pare că e al șaptelea care nu a răspuns, eu îi notez pe fiecare să știu ce și cum. Domnul Florin Varga. Se pare că e abonat la mine, e totul ok. Să vedem dacă răspunde și el. Mai sunt doar doi și se pare că au început să nu mai răspundă. Or fi la piață. Ne pare rău, domnul Florin Varga, nici dumneavoastră nu ai răspuns. Costin Anton e următorul la apel. Să vedem dacă răspunde. Nici domnul Costin Anton. Băi, mai sunt doi și deja e al optrea care n-a răspuns. Ia să vedem Sebiu Liviu dacă răspunde. V-am spus tuturor că duminică, după masă,
și în general toată duminica am să vă sun, dar asta depinde cum filmez eu vlogul, dar se pare că nu sunteți online toți. Alo? Băi, pe ultima linie ai răspuns, băi, Sebi, bravo, uite, ești persoana numărul 14. Încă un pic și te ardeai, nu mai răspundeai, rămâneai. Da, da. Ia zi-ne, de unde ești? Din Moldova. Așa. Ia spune ceva repede, pentru că ești al 14-lea care a răspuns. Spune ceva despre canal și transmite-le ceva abonaților. Să vă abonați la Profesor Expert, să dați like-uri, să facă milionar, fie cel mai tare de pe YouTube. Ce părere ai despre acest episod care îl fac în fiecare duminică și anume vlogul abonaților, adică vlogul vostru? Ai mai văzut pe la cineva ceva așa ceva? Nu am mai văzut, numai la Profesor Expert, atâta. E bine dacă... Așa și trebuie să ai ceva ce învăța de la noi. Eu observ că ești gamer, nu? Da. Foarte bine. Te pupăm, Sebi, și să rămâi alături de noi să te uiți, da? Și eu pe voi. Pa, pa, salut. Ceau, ceau. Hai să sunăm ultima o fată, Gabriela Luiza Aldea. Fiind numărul 15. Da, asta dacă răspunde. Oh, ne pare rău, Gabriela, n-ai răspuns. Hai să mai sunăm o fată, Elena Chiriac, să fie ea ultima. O abonată. Alo, da? Oh, bună, Elena. E bună. Știi cu cine stai de vorbă, da? Da. Uite, ești singura fată care a răspuns și ești numărul 15, ești ultima. După ce vorbim cu tine, o să încep să editez vlogul și o să-l postez pe YouTube. Ce faci, de unde ești? Din Focșani, Vrancea. Bravo, bravo. Spune ceva despre canal și transmite-le ceva abonaților. Deci, în primul rând, spune super tare. Deci, ești primul vlogger care face chestii de-astea cu șerpi, cu braște, cu... Deci, ești cel mai tare, sincer. Și îmi doresc ca să ajungi la 1 milion de abonați. Foarte mult îmi doresc. Încă ești cel mai tare YouTuber. De ajuns, știu sigur că voi ajunge, pentru că am foarte, foarte multe animale de... arătat și chestii de făcut, doar că o să mai dureze puțin. S-ar putea într-un an, un an jumate să fac 1 milion de abonați. Ce părere ai despre vlogul acesta, care e vlogul vostru în fiecare duminică? Voi aveți vlogul vostru, deci sunt singurul, cred că să zic așa, de pe pământ, care a făcut așa ceva. Deci abonații mei au un vlog, vlogul acesta de duminică, în care eu stau de vorbă cu voi, pentru că voi sunteți sufletul meu, sufletul canalului. Ce părere ai? Nu știu, chestia asta pe care ai făcut-o, tu mi se pare super șmecher, interesantă. Chiar n-am mai văzut-o chiar la nimeni. N-am mai văzut-o. Sincer, și îmi place foarte mult. În general, ca să faci abonați mulți, cum am spus și în vlogurile trecute, trebuie să fii unic. În general, trebuie să fii unic când vrei să postezi ceva și vrei să ajungi mare. De asta contează foarte mult să fii unic în viață. Te pupăm, Elena, și să rămâi aproape de noi și cam într-o oră jumate, două postezi și vlogul. Și să rămâi okay. Aproape. Ok, bine, te pupăm, pa, pa. Pa, pa. Și cu asta, prietenii mei, abonații mei, iubiții mei, am terminat episodul de astăzi. Avem 15 abonați pe care i-am sunat și au răspuns și 11 abonați, cei care nu au răspuns. 11, deci din 93 care au comentat, doar 11 nu au răspuns, iar 15 au răspuns. Pe viitor, sunt curios cum o să fac, pentru că în fiecare săptămână o să crească numărul acesta. De exemplu, săptămâna asta au comentat 93, săptămâna viitoare vor comenta 120. Tot așa până o să comenteze câte 1000 de persoane. Dar ne descurcăm, pentru că țin foarte mult la voi și mă bucur că ați fost alături de Profesorul vostru Expert. Ca de altfel, ești curios? Perfect! Urmărește Profesorul Expert. Vă pup, abonații mei!